Nimeni nu arată ca tine, o resursă pentru clasa pregătitoare. Pentru o perioadă lungă de timp, pe planeta Pământ, a fost păstrat un loc. Milioane de oameni s-au născut, dar nimeni nu a ocupat locul tău. Pentru o zi minunată, tu ai venit pe lume. Întreaga lume, dar mai ales familia ta, te-a așteptat ca să-ți spună Bun venit! Ca și tine, fiecare copil crește, se dezvoltă, evoluează. Tu știi ziua, luna sau anotimpul în care te-ai născut? Din vârful capului și până la picioare, tu ești unic sau unică. Nimeni nu mai are corpul, mintea sau felul tău de a fi. În tot universul, nimeni nu arată exact așa cum arăți tu analizăm cu atenție înfățișarea ta. Privește-ți chipul într-o oglindă. Ție-ți place atunci când vezi o față zâmbitoare? Atunci zâmbește și tu. Uită-te la forma feței tale. E rotundă sau alungită? Acum privește culoarea pielii. Pielea e deschisă la culoare sau este măslinie? Se spune că ochii sunt fereastra sufletului. Ochii tăi cum sunt? Rotunzi sau oblici? Ai ochi albaștri, verzi, căprui sau negri? Uneori și părul nostru e atât de diferit, cu fir drept sau creț, moale sau aspru, Brunet, roșcat, blond sau șaten, păr ca tine, cine mai are? Gura ta desenează zâmbetul. El arată veselia, o boacănă pe care tocmai ai făcut-o, sau poate fi semnul lucrului pe care tocmai l-ai reușit. Zâmbește! Poți fi mai înalt sau mai scund, cu mai multe sau mai puține kilograme. Te-ai măsurat de curând? Neapărat să o faci. Peste șase luni vei vedea cât de mult ai crescut în înălțime și ce s-a întâmplat cu greutatea ta. Nu uita! Poți fi prieten cu copii care arată asemănător sau foarte diferit de tine. Privește în oglindă! Îți place ce vezi? Bucură-te și spune cu putere! Nimeni nu arată ca mine. Poți încerca să te desenezi folosind cât mai multe detalii. Colorează apoi desenul, iar atunci când termin, povestește unui coleg sau unui membru al familiei despre învățișarea ta.